Este o bucurie pentru mine să fiu încă o dată cu dumneavoastră la distanță de o săptămână. Iată că Domnul a îngăduit să mai fim împreună și nu putem decât să ne bucurăm. Este adevărat că vă purtăm în sufletul nostru și de fiecare dată ne face mare plăcere să ne întâlnim cu dumneavoastră, pentru că facem parte din aceeași familie, familia Domnului Iisus Hristos, dar suntem și apropiați ca idei, ca și rude, și cred că este frumos ca la acest timp de părtășie să ne îmbărbătăm din cuvântul Domnului. Stau și mă gândesc că în ceea ce privește viața noastră de creștini, viața care este complicată, dificilă, este o luptă, așa cum discutam săptămâna trecută, și am stat și m-am gândit, Doamne, dar ce ne lipsește nouă să fim și mai plini de înflăcărare și mai aproape de Tine? Și eu cred, din punctul meu de vedere, că nu neapărat predicile ne lipsesc. Predicile le găsim, avem cuvântul lui Dumnezeu, îl avem în diferite forme, electronic, îl putem găsi, știu, avem Biblia ca și carte și o putem citi, trăim o vreme de libertate, putem găsi și pe internet foarte multe predici, foarte multe învățături care sunt bune, însă eu cred că avem cu toții nevoie să lăsăm să treacă de la nivelul minții la nivelul inimii și să trăim ceea ce Domnul Iisus Hristos ne spune și ne învață. Studenții când vin la cursuri, cei care sunt serioși, au un obiectiv clar. Vin și vor să plece cu ceva lucruri știute, iar ulterior să le aplice. Eu cred că și noi putem să plecăm de la acest punct, da, și să rugăm pe Domnul să ne vorbească inimilor noastre și să mai învățăm ceva, să creștem din punct de vedere spiritual, să creștem în cunoștință, iar ulterior să înflăcărăm procesul sfințeniei la care Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi. În această seară aș vrea să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la 1 Corinteni, capitolul 10, și vom citi un singur verset, versetul 23, pagina în Biblie 1120. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 23. Cuvântul Domnului spune așa: toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Amin. Amin. În această seară vom încerca să ne uităm la acest verset și vom încerca să discutăm puțin despre un subiect relativ delicat, și anume libertatea creștină. Dacă luăm acest verset, sau cel puțin prima parte, pare foarte interesant, oarecum contradictoriu cu ceea ce ne învață Evangheliile Cuvântului Dumnezeu. Toate lucrurile sunt îngăduite. Și dacă am luat doar această propoziție, atunci am putea spune, păi așa da, îmi convin. Vin și eu la adunare, pentru că dacă totul este permis, totul e îngăduit, atunci nu am nicio constrângere, așa că putem continua. Obiectivul nostru în această seară este să înțelegem mai în profunzime acest aspect și să vedem sau să înțelegem infinitul limitat al libertății. Libertatea este visul oamenilor. Dacă stăm să ne gândim puțin la poporul Israel care a fost rob 400 de ani, ce își doreau ei cel mai mult? Să plece din această țară, să plece din mijlocul egiptenilor care i-a supreau atât de mult. Își doreau să fie liberi, să poată să se închine lui Dumnezeu, să poată să aducă jertfe. Dacă ne uităm mai aproape de noi, fiecare om are dorința aceasta, să fiu liber, să fac ce vreau eu. Eu vreau să-mi conduc viața. În ceea ce privește libertatea creștină, libertatea de conștiință, acest subiect este un subiect flexibil, este un subiect relativ, este un subiect care oscilează între legalism și libertinaj. Foarte simplu putem să ajungem la cele două extreme. Se pun două întrebări. Prima întrebare este următoarea: libertatea creștină este infinită sau limitată? Pentru că dacă răspundem cu ideea libertatea creștină este infinită, atunci am încheiat subiectul și putem să trecem la următorul pas. Dacă libertatea creștină este limitată, atunci apare o a doua întrebare: cine și ce limitează această libertate?
Pentru a înțelege acest subiect pe care vreau să-l pun înaintea dumneavoastră și vreau să mi-l spun și mie, pentru că și eu am nevoie de astfel de învățături, va trebui să plecăm de la câteva elemente de bază care implică acest subiect. În primul și în primul rând, vorbim de împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru cei care vor fi găsiți vrednici să intre în această bucurie. În al doilea rând, vom încerca să înțelegem societatea în care trăim. Cu precădere ne vom orienta puțin și vom încerca să înțelegem ce s-a întâmplat la momentul respectiv în Corint. Apostolul Pavel cunoștea foarte bine cultura și istoria grecilor în momentul respectiv și o să vedem că ceea ce spune el și ceea ce găsim aici are o strânsă legătură cu ceea ce se întâmpla la momentul respectiv. În al treilea rând, ne vom focaliza pe biserica din Corint, folosită ca element de comparație și o să vedem noi unde ne situăm în raport cu ei. Și o să vedeți că o să găsim foarte multe similitudini între ceea ce se întâmplă în Corint la momentul respectiv și ceea ce se întâmplă și astăzi în jurul nostru. Și vom încerca să luăm învățătură ca ceea ce ei au făcut, să spunem așa, greșit, noi să nu repetăm. Și în al patrulea rând, vom încerca să vedem ce ne spune Apostolul Pavel și cum clarifică el acest subiect. Apostolul Pavel, care a fost exponentul lui Dumnezeu, trimis să rezolve o problemă destul de complicată la momentul respectiv. Haideți să le luăm pe rând. În primul și în primul rând, împărăția lui Dumnezeu, cum am putea o defini, dacă ar fi să-i dăm o definiție mai în profunzime. Putem spune că este o entitate sfântă, spirituală, care îl înalță pe Dumnezeu, intrăm în ea prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Acceptăm darul lui Dumnezeu, darul care este dat tuturor. Toți oamenii pot să accepte acest dar. Îl acceptă și prin acceptarea acestui dar respectiv, credința în Domnul Iisus Hristos, pot intra în împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă că va fi și o judecată. Dumnezeu va face o diferență între cei care au acceptat jertfa Domnului Iisus Hristos și prin credință au decis să slujească pe Dumnezeu. Ei nu l-au văzut, dar prin credință au decis să treacă din grupul celor pe care Biblia îi clasifică ca și copiii celui rău în copiii Domnului. Societatea greacă era sufocată de umanism la momentul respectiv. Filozofia libertină, destrăpădarea, sfidează pe Dumnezeu. Omul este măsura tuturor lucrurilor, spune umanismul. Totul se învârte în jurul lui și nu ne punem nicio constrângere, nicio limită. Totul ce contează este ca omul să se simtă bine și fericit. Nu are nimeni dreptul să-l constrângă. Biserica din Corint este reprezentată, sau o putem vedea ca și o biserică dezbinată. O biserică divizată și o biserică tolerantă în ceea ce privește păcatul. De ce? Pentru că trăia într-o societate libertină, într-o societate în care totul era permis. Intenția apostolului Pavel era să corecteze aceste atitudini. Și vedem foarte clar, dacă e să luăm Cartea Corinteni, vedem foarte clar cât de mult Apostolul Pavel vine și punctează lucrurile care nu mergeau bine în această biserică. Apostolul Pavel, care cunoștea cultura vremii, și-a dat seama de neputința bisericii de a ieși din această stare. Și sub călăuzirea lui Dumnezeu, vine și trasează niște linii foarte clare în ceea ce privește ascultarea de Dumnezeu. Putem identifica în viața bisericii următoarele influențe păgâne. În primul și în primul rând, putem vedea obiectivul bolnav și divizarea care exista în biserică. Această influență venea din cultura vremii, în care găsim pe greci împărțiți în diferite seturi de idei, diferite filozofii pe care le acceptau. Și ei, când au venit în biserică, atunci au zis, da, noi am făcut acest lucru, venim în biserică și facem oarecum același lucru.
Dacă stăm și ne uităm mai bine în ceea ce vorbește Apostolul Pavel, vedem pe unii care spun, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Hristos. De unde veneau toate aceste grupuri și divizări? Veneau din cultura lor, care ei erau împărțiți. Eu sunt de acord cu Socrate, eu sunt de acord cu Seneca, eu sunt de acord cu Aristotel. Eu accept și fiecare acceptau grupuri. Grupuri care la un moment dat ajungeau până acolo încât aveau dispute care erau publice, oarecum cum avem noi astăzi emisiunile televizate în care invităm politicieni sau invităm, știu eu, oameni înțelepți în felul lumii acesteia să dezbată anumite subiecte de actualitate. Un al doilea aspect pe care îl putem identifica în Biserica din Corint este toleranța exagerată în ceea ce privește păcatul. Lipsa de disciplină și imoralitatea care exista la momentul respectiv. În temple din orașul Corint, se practica desfrâul ca și modalitate de închinare. Oamenii făceau lucruri pe care e greu să le explicăm în biserică și le făceau în mod public. Iar ei, corintenii, când au venit în biserică, au venit cu tot acest bagaj. Iar Apostolul Pavel are foarte mult de lucru să le explice. Să le explice ce? Să le explice, de fapt, un lucru foarte important. Dacă ei până acum erau învățați cu diferite seturi de idei, diferite, filozofii care circulau și care fiecare puteau să adere la una sau alta, Domnul Iisus Hristos nu este o aena filozofie și El vine să pună lucrurile în regulă, în așa fel încât ei să înțeleagă care este sensul vieții și de ce avem nevoie noi de Domnul Iisus Hristos. Existau judecăți și conflicte publice între frați. Între frați, acum dacă stăm să ne uităm, la un moment dat Apostolul Pavel este oarecum dur și spune așa, cum? Voi care sunteți sau vă numiți copii ai lui Dumnezeu, îndrăzniți să vă duceți, să vă judecați la instituțiile publice. Adică, voi care sunteți oameni care aveți cuvântul lui Dumnezeu și știți ce înseamnă dreptate, știți să faceți dreptate, vă permiteți să vă duceți în fața oamenilor care nu le acceptă pe Domnul Iisus Hristos și vreți să vă judece ei. Așa ceva este de nepermis. Așa că Apostolul Pavel vine și trage câteva semnale de alarmă și sub acest aspect. Putem constata, de exemplu, că păcatul care își făcuse loc în biserică, da, a fost condamnat foarte dur de Apostolul Pavel. Pavel vede niște oameni care vin în biserică, însă care trăiesc asemeni celor din lume. Și aici vine și judecă destul de tare. Eu cred că noi care l-am acceptat pe Domnul Iisus Hristos, suntem chemați la un moment dat, acolo unde Dumnezeu ne pune pe fiecare în parte, să spunem lucrurilor pe nume. Pentru că atunci când vorbim de libertate, atunci când spunem toate lucrurile sunt îngăduite, lucrurile sunt mult mai complexe decât atât. Nu putem să ne limităm doar la această propoziție. Apostolul Pavel le spune foarte clar, oameni buni, Dumnezeu este acela care ne va judeca. Dacă venim la Dumnezeu, nu trebuie să uităm faptul că noi suntem nu doar simpli spectatori, așa cum ei erau obișnuiți. Erau obișnuiți să participe la diferite jocuri, la teatre și ei erau doar simpli spectatori, comentau, le plăceau, nu le plăceau, dar nu aveau nicio responsabilitate, nu aveau nicio obligație. Apostolul Pavel vine și le spune foarte clar, oameni buni, noi nu venim la adunare doar ca să ne satisfacem pe noi, să satisfacem poate cunoștința noastră, dorința noastră de a mai vedea ceva nou. Ei, greci la momentul respectiv, discutau despre lucruri noi, ceva care ei nu mai auziseră. Nu, Apostolul Pavel le spune foarte clar, când venim la adunare, când venim la biserică, nu trebuie să uităm că noi trebuie să ne schimbăm viața. Cum? Prin pocăință. Și trebuie să înțelegem că atunci când intrăm în categoria copilului lui Dumnezeu, avem responsabilități și avem obligații. Darul lui Dumnezeu este gratuit, categoric. Dar asta nu înseamnă că dacă darul lui Dumnezeu, viața veșnică, este gratuit pentru toți, atunci ne putem permite să facem orice. Putem să vedem de asemenea că
În biserica din Corint, învierea din morți era oarecum tratată cu superficialitate. Vedem prin aceasta că oamenii nu au acceptat-o foarte deschis. Și la un moment dat putem constata asta datorită faptului că ei erau influențați de umanismul care exista la momentul respectiv. Vrem ca noi să trăim acum și aici. Bucură-te cât miști, că mâine cine știe, poate nu mai miști. Bucură-te acum, totul este acum și aici. Și a fost foarte greu pentru corinteni să treacă de la libertinajul care exista în lumea în care trăiau, la o religie categorică, la o credință adevărată, iar Apostolul Pavel le dă învățături foarte punctuale la toate aspectele pe care le-a considerat că trebuiesc îndreptate. Apostolul Pavel se simte responsabil față de acești oameni care nu erau născuți din nou. Oamenii din vremea respectivă aveau această problemă. Pentru mine, vreau ca să ajung în cer, dar nu vreau să mă consum foarte mult. Toate lucrurile sunt îngăduite, spune Apostolul Pavel. Numai că nu se oprește aici. Dacă vă uitați, toate lucrurile sunt îngăduite, dar ce? Toate lucrurile sunt îngăduite, spune Apostolul Pavel. Și în vremea respectivă, dacă stăm să ne uităm, așa erau și la ei și au spus, păi Pavel, excelent, tu ne spui ceea ce noi știm. Toate lucrurile sunt îngăduite, păi suntem prieteni foarte buni și haideți să facem biserică. Dacă tu zici să facem biserică, facem biserică. Cu așa condiții, cine nu vine la biserică când îi permis totul? Numai că Apostolul Pavel începe așa, de ce? Ca să nu-i respingă, să înceapă discuția cu ei. Și ulterior, ce urmează după dar, schimbă totul. Dar ce? Și vom vedea în continuare ce vrea să spună Apostolul Pavel. Toate lucrurile sunt îngăduite omului care se află sub autoritatea lui Hristos. Toate lucrurile sunt îngăduite omului care se află sub autoritatea lui Hristos. Toate lucrurile sunt în proprietatea voastră, atâta timp cât voi sunteți proprietatea lui Iisus Hristos. Ce este interesant la Apostolul Pavel este următorul lucru. Din acest punct de vedere, Apostolul Pavel nu face altceva decât să analizeze mai întâi poziția credinciosului în raport cu Domnul Iisus Hristos și ulterior să meargă și să vadă cum ne putem raporta la cele din jurul nostru. Noi ca și oameni maturi, toți sau parte dintre noi, am decis să ne căsătorim. Înainte să ne căsătorim, ne puteam permite mult mai multe lucruri. Puteam să vizităm, eram liber, puteam să ne ducem unde vroiam, veneam la ce oră voiam, aveam mult mai multă libertate. În momentul în care am decis să ne căsătorim, ce am zis? Eu am găsit persoana care mă completează, îi declar dragoste, mă sacrific pentru ea, am o relație deosebită cu ea, în dragoste, în iubire și de atunci încolo, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu trebuie să uit că eu mai întâi de toate sunt în relație cu soția mea, cu soțul meu și aceasta va contura totul. Eu nu mai îmi permit să fac oricum și orice. Și Apostolul Pavel aici vrea să ajungă, să-i facă pe oameni să înțeleagă că atunci când au ales să slujească pe Domnul Iisus Hristos, lucrurile se schimbă. În primul și în primul rând, trebuie să fim în comuniune cu Tatăl nostru Ceresc. Toate lucrurile sunt îngăduite. Toate lucrurile sunt îngăduite pentru omul, în primul și în primul rând, pentru omul care se așează sub autoritatea lui Iisus Hristos. Toate lucrurile sunt îngăduite, da, pentru omul care se pune sub autoritatea Duhului Sfânt. Și toate lucrurile sunt îngăduite pentru omul, pentru persoana care se așează sub autoritatea Bibliei. Trei puncte foarte esențiale.
Ne sunt îngăduite lucrurile. Avem dreptul. Avem dreptul să facem lucruri pe care noi considerăm că sunt bune. Însă nu trebuie să uităm că în acest domeniu Dumnezeu ne pune la trei examene. În primul și în primul rând vorbim despre examenul maturității spirituale. Dacă ne uităm la acest aspect al libertinajului, Dumnezeu ne pune pe noi să ne alegem sau ne verifică pe noi. Nu că Dumnezeu nu ne cunoaște, Dumnezeu ne cunoaște, dar ne pune în fața examenului ca noi să realizăm unde suntem, unde ne situăm și care sunt etapele pe care trebuie să le îndeplinim în așa fel încât să fim cât mai aproape să creștem în ceea ce privește procesul de sfințenie. Deci primul examen este examenul maturității spirituale. Mă uit la ceea ce îmi este de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Adică eu trebuie mai întâi de toate să văd ce este folositor pentru mine. În al doilea rând, putem vedea examenul autorității spirituale. Nimic să nu pună stăpânire pe mine. Și un al treilea examen pe care îl putem identifica în versetul pe care l-am citit este examenul influenței sociale. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Haideți să luăm puțin aceste examene pe care Domnul ne pune în față și să vedem fiecare cum ne situăm. Examenul maturității spirituale. Ce este de folos pentru mine? Dumnezeu îmi spune că toate lucrurile sunt îngăduite. Apostolul Pavel tratează subiecte foarte delicate. De exemplu, el discută și despre, erau la modă în vremea respectivă, carnea de la jertfe. Sau, știu eu, alte aspecte. Și spune Apostolul Pavel foarte clar. Oameni buni, trebuie să fiți maturi. Nu jertfele ne curățesc pe noi, nu carnea de la jertfe. Că o mâncăm, că nu o mâncăm, n-are niciun efect. Și ceea ce ne face pe noi să fim puternici, să fim sfinți, să fim plăcuți lui Dumnezeu, este modul în care lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să cadă la inimă și să-l trăim în viața noastră. Ce mi este mie de folos în viața de zi cu zi, dacă toate lucrurile îmi sunt îngăduite? Și de aici intervine călăuzirea Duhului Sfânt. Și atât de ușor putem să câștigăm, să depășim acest examen cu brio atunci când lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă, iar noi avem o maturitate spirituală în ceea ce privește libertatea creștină. Putem, da, să facem distinția foarte bine între lucruri care ne sunt de folos și care nu ne sunt de folos. Vedeți? Toate lucrurile sunt îngăduite. Dumnezeu ne lasă libertate. Dar trebuie ca noi să avem maturitatea spirituală în așa fel încât să facem distinția între ele. Concret, putem să găsim foarte multe exemple în viața noastră. Hai să luăm, nu știu, să luăm un exemplu în viața noastră. Timpul pe care îl petrecem. Unde ne petrecem noi timpul? Astăzi putem să ne petrecem timpul în fel și chip. Putem să, știu eu, să stăm, să ne uităm la diferite seriale, la televizor. Putem să, știu eu, să ne petrecem foarte mult timp în a ne simți bine cu prietenii. Putem să petrecem, știu eu, foarte mult timp în diferite hobby-uri ale noastre. Ce Biblia ne interzice să jucăm fotbal? Nu l-am găsit în Biblie că mi interzice să nu joc fotbal. Da? Dar aici este toată subtilitatea. Trebuie să fim maturi spiritual. Și când am înțeles ce înseamnă maturitate spirituală, atunci vom fi capabili să facem diferența între aceste elemente. Al doilea examen, să spunem două, trei cuvinte și despre acest aspect. Examenul autorității spirituale. Ne-am decis să slujim pe Domnul Iisus Hristos. Când am decis și am acceptat darul Lui, El este Domnul, și noi suntem robi. Domnul, stăpânul, trasează linia directoare. Iar noi, robii, o urmăm. Pentru că noi am decis, nu ne-a obligat nimeni. Domnul Iisus Hristos n-a obligat pe nimeni niciodată să vină în cer cu forța. Nu. Dacă acceptăm, este spre binele nostru. Dacă nu acceptăm, este spre pierzarea noastră. Însă noi am înțeles foarte bine
sau trebuie să înțelegem foarte bine că există o autoritate care trasează linia. Și aici Dumnezeu nu a făcut niciodată rabat și nici nu va face. Dacă Dumnezeu ar fi modificat principiile lui sau le-ar fi încălcat pentru că poate îi convenea lui, era mai simplu, mai ușor să rezolve anumite probleme, atunci putem și noi să ne ascultăm de el. Dar el nu a făcut așa ceva. Cel mai evident lucru este că l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să moară ca să ne dea nouă viața veșnică. Dar nu putea să ne ierte. Ce dumneavoastră, când aveți un fiu și a avut o prostie, îl iertați și gata, nu vă apucați acum. Evident că dacă a făcut o prostie gravă și nu știu ce, încercăm să remediem, să reparăm, să, da, poate ne costă, dar în general nu ne apucăm acum să plătim poate în locul lui. Îl am iertat și gata. Ei, Dumnezeu, el nu a acceptat păcatul fără plată. L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos. Da. Și dacă Domnul Iisus Hristos a acceptat să se supună Tatălui, atunci noi trebuie să fim oameni supuși. Toate lucrurile sunt îngăduite, însă nu trebuie să uităm că autoritatea spirituală este Domnul Iisus Hristos, iar noi, tot ceea ce facem, trebuie să facem spre slava, spre gloria Lui și respectând Cuvântul Sfânt. Astăzi, dacă este să facem o paralelă cu Biserica din Corint, se întâmplă lucruri similare. În biserici vin foarte multe influențe. Fiecare încep și spun, nu, dar de fapt nu a spus așa, stai să ne uităm și la altă traducere, stai să vedem că este vorba de timp și spațiu, poate au fost valabile doar atunci, nu mai sunt valabile acum, trebuie să înțelegem. Vedeți? În general, oamenii care sunt căldicei vin și tot discută și tot încearcă să pună cuvântul lui Dumnezeu în așa fel încât să-i aranjeze pe ei și ca să își ducă ei la îndeplinire planul lor. Asta a fost și tactica celui rău. În grădina Eden, ce le-a spus? Putea diavolul să le spună, mă, mâncați din măr și cu asta basta, rezolvăm problema, nu mai stăm. Ce le-a spus? Nu, stați puțin. Vă spun eu ce a vrut să zică Dumnezeu. Sunt și lucruri ascunse pe care voi nu le-ați știut. Uite, asta și asta. Și a funcționat. Oamenii căldicei, creștinii căldicei, și o spun cu durere, acceptă astăzi să pună la îndoială lucruri care în urmă cu 50 de ani erau atât de clare. Cine își punea cu 50 de ani întrebarea dacă este voie să se căsătorească oia și cu oia, sau un el și cu un el? Dar nici nu exista această întrebare. Lucrurile erau atât de simple, încât citeai, înțelegeai și cu asta am rezolvat problema. Astăzi vin cu fel și fel de răstrâmăciri, vin și cu fel și fel de lucruri. De ce? Pentru că nu vor să se mai supună autorității spirituale care este Domnul Iisus Hristos. Și la acesta trebuie să fim și noi atenți, pentru că astfel de influențe vor bate și la ușa bisericii dumneavoastră și nu o să fie niciuna iertată. Dar o să vedeți, dacă suntem statornici, dacă rămânem în picioare, atunci vom face față cu brio și să nu ne fie teamă. Chiar dacă vom primi prigoniri, chiar dacă vom primi, știu eu, presiuni din exterior, trebuie să rămânem fermi și atenți la cuvântul lui Dumnezeu. Examenul influenței sociale. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Noi trebuie să urmărim creșterea noastră spirituală. Este obiectivul nostru. L-am primit pe Domnul Iisus Hristos. Va veni momentul în care vom pleca din această lume. Și între momentul în care l-am primit pe Domnul Iisus Hristos și momentul plecării noastre, care nu îl știm, obiectivul nostru principal este să fim tot mai asemănător modelului nostru, Domnul Iisus Hristos. Și ca să fii tot mai asemănător modelului, în primul și în primul trebuie să-L cunoști, să știi cum a fost Domnul Iisus Hristos, cum s-a comportat El. Prin cercetare, prin citirea cuvântului, Domnul ne învață și ne spune, în viața ta mai este un aspect pe care trebuie să ți-l îmbunătățești. Și în bunătatea lui cea mare, Domnul creează și cadrul în care să creștem în aspectul respectiv. Hai să ne uităm în viața fiecăruia dintre noi. Cunoaștem fiecare slăbiciunile noastre. Eu am o zonă unde sunt mai slab, poate fratele Adrian este slab în altă zonă, însă Dumnezeu creează cadrul în așa fel încât eu să cresc în zona unde sunt deficitar. Dar dacă eu mă ocup de lucruri de nimic și stau și ok, fac lucruri care poate în sine nu sunt rele, dar poate că nu mă zidesc și eu nu progresez, atunci
eu risc să pierd acest examen. Mai mult decât atât, sunt două aspecte. Noi putem fi influențabili sau putem să influențăm pe alții. Când suntem înconjurați de colegii de la serviciu, trebuie să fim sinceri. Există această presiune să facem cum fac ei. Cu atât mai mult în vremea din urmă în care ajungem la un punct de răscruce în care principiile societății actuale încep să fie atât de diferite de ceea ce spune Biblia, încât este cu neputință să nu fie observat că tu ești diferit decât el. Tu ești diferit. Tu treci după alte principii. Și nu este simplu întotdeauna. Mi-aduc aminte, eram copii mici, la școală vedeam colegii, discutau, vorbeau urât și nouă ni se părea o chestiune atât de diferită. Noi nu vorbeam ca ei, pentru că în familie, pentru că la adunare ne învățau cu totul și cu totul altceva. Dar exista presiunea. Ei ne spuneau, haideți și voi cu noi. Păi nu, dar noi nu facem, că noi suntem creștini. Nu. Vedeți? Există o presiune din partea mediului în care trăim și riscă să ne influențeze. Așa cum biserica din Corint a fost influențată foarte mult de societatea vremii respective. La rândul nostru putem să fim și oameni care să influențăm și putem influența în bine. Și de Domnul ca toți care suntem în această seară să influențăm pe cei din jurul nostru. Este lucrarea la care ne-a chemat Tatăl Ceresc, pe fiecare dintre noi. Să fim lumină, să fim sare. Știu că lumina deranjează cât e puternică, mai ales atunci când pune în evidență lucrurile care nu sunt în regulă. Sarea ustură acolo unde dă de stricăciune și atunci toată lumea voastră o elimine, în loc să rezolve problema. Mai bine, stingem lumina, îndepărtăm sarea și ne continuăm viața înainte. Vedeți dumneavoastră? Dumnezeu ne-a chemat pe noi să fim oameni care să influențăm pe cei din jurul nostru. Nu sunt doar vorbe goale, sunt porunci pe care Domnul Iisus ni le-a dat și trebuie să le ducem cu toții la îndeplinire. Toate lucrurile ne sunt îngăduite, dar trebuie să lăsăm mai întâi de toate pe Domnul Iisus Hristos să fie mentorul nostru, să acceptăm că este autoritatea spirituală, să nu ne lăsăm influențați de cultura vremii, pentru că noi avem elementul de bază, Cuvântul lui Dumnezeu, care va rămâne până la sfârșit, nu se va schimba. Aceste principii va rămâne. Și să nu ne temem, chiar dacă vor veni poate perioade de prigoane, presiuni, Cuvântul lui Dumnezeu va rămâne în veci același și va triumfa până la sfârșit. Domnul să ne binecuvânte și să ne ajute să înțelegem că avem o libertate. Avem o libertate din partea Domnului să facem lucruri, dar să le facem cu maturitate, să le facem cu responsabilitate și să nu uităm niciodată că fără călăuzirea Duhului Sfânt nu vom reuși. Fără călăuzirea de sus și fără relația perfectă între noi și Tatăl nostru Ceresc, nu vom reuși niciodată. Cu El vom fi mai mult decât biruitori. Domnul să ne binecuvânte și să ne dea fiecăruia dintre noi putere să ducem la îndeplinire aceste lucruri care El ni le spune și să fim biruitori în libertatea creștină, în libertatea de a face totul spre slava și gloria lui Dumnezeu. Amin. Amin.